ridica în picioare. Descup cuvânt din cuvântul Domnului, în capitolul 2, primele 7 versete, pagina de Biblie 987. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era pregător în Siria cu Irimus. Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Judeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casă și din seminția lui David. Să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinat. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și-a născut pe fiul ei cel binespus, l-a anunțat pe scutece și l-a culcat în proieste, pentru că în casă de poposire nu era loc pentru ei. Amin. Vă invit să ocupați locurile și împreună cu voi să spunem slăviți să fie Domnul. Amin. Mă bucur să văd dorința dumneavoastră după întâlnirea cu Domnul. Mă bucur să văd fratele Florin, care a încercat să păstorească biserica aceasta. Mă bucur că Dumnezeu ridică o generație de oameni cu viziune și cred că oltul va prepăta ploaia de adresie. Mă bucur de fratele Nicu să văd aici, fratele Gore, fratele Filip. Iubită biserică, aveți slujitori, dar Dumnezeu vă binecuvânta. Prețuiți. Noi venim mai rar la voi, așa e situația, umblăm și până alte părți. Ei stau aici între voi și mă rog ca Dumnezeu să vă dea putere să vă rugați pentru ei, să postiți pentru ei. Știm că Oltenia e un pământ secetos. Și cel mai greu e să dai cu sapa într-un pământ secetos. Cel mai ajutor e să pământ semințe. Și să te uiți la alții cum dau cu sapa. E plină în România de oameni care mănâncă semințe. Și își dau cu părere. Și care dau like-uri, știți? Am făcut și noi la biserică renovare și când am postat pe internet, am primit 1000 de like-uri. Și am vrut să mă duc să iau like-urile, să mă duc la Tidemans, să cumpăr de like-urile la Regis. Mă că nu dea nimeni pe like-uri, Regis, știți? Iubiții mei, genunchii plecați în rugăciune, postul, implicare, seriozitatea, vor avea într-o zi răspătire în cer. Vă prețuim încă o dată pentru ceea ce faceți și Domnul să vă răspătească. Amin. Și mă rog ca tot ce faceți să facem ca pentru Domnul. Amin. Această dupămasă suntem aici pentru că fratele Filip și soția mă iau în copilaj. Și ne bucurăm că Dumnezeu mai bine cuvintează. Voi spuneți la lor, dacă ați vrea voi copii. Am spus un frate, vede cât ce frumoasă mașină aia, zic, mă, la 6 copii am încercat să-mi iau o rată, o mașină mai bună. Să nu mai tot cu mobă la mecanic. Dar zic, vrei să ai și pruncii mei sau urma mașină aia? Zic, nu mă mașină aici. Știți? Mulți vor urma mașină. Iubiții mei, atunci când Dumnezeu trimite un copil în lumea asta, caută o familie prin care acel copil să fie binecuvântat și acel copil să fie o binecuvântare pentru familia aceea. Mă bucur că i-a găsit astăzi pe Filip. Mâine poate vă va găsi pe voi, altă dată pe mine și noi avem 6 copilași acasă. Să știți că nu o să ducem cu noi nici stația, nici Regipsul de aici, nici iPhone-ul. O să ducem cu noi, eu și copiii noștri. O zis Isaia, eu și copiii pe care mi-a dat Domnul. Suntem o mărturie în Israel. Și mă rog Dumnezeu să mai facă mărturii vii. Astăzi încerc să îmbin și sărbătoarea care ne stă înainte, și mesajul de evangelizare, pentru că sunteți aici prieteni și botezați și nebotezați. Ca noi la Deva, avem și prieteni botezați și nebotezați. Știți? Tot prietenii. Da? Mă rog Domnul să-i facă mădulare în trupului Hristos. Amin. Nu doar membri. Știți? Că eu știu, la Deva este, sunt oameni care au carnet de membru ca și pescar. Dar mă duc să o dată bani în pescuit. Dau și carnet de membru. Știți? Aia nu trebuie să fii mădulare în trupul Hristos. Nu? Că, de exemplu, eu pot să am o mână uscată, să o țin așa, nu dau pace cu tine, nu dau, da? Eu sunt mădular, dar nu-s membru. Știți? Sunt membru, dar nu-s mădular. Trebuie să mâna mea să fie vindecată, să poată să se implice. Amin. Să poată să mângâie, să poată să facă sandwich-uri. Nu? Să poată să facă pachet, nu? Dragii mei, în această dimineață mi-a pus Domnul pe inimă un mesaj și l-am intitulat așa, cum l-am primit pe Iisus și ce mi-a adus El. În 20 iulie 1969 a fost unul din cele mai importante evenimente ale omenirii. De unii e considerat cel mai important eveniment al omenirii. Atunci când omul a ajuns pe lună și când Armstrong a ajuns pe lună, a spus următoarea frază:
Un pas mic pentru om, un pas mare pentru omenire. Și oamenii și presa în vremea aceea foarte mulți au spus cel mai mare eveniment din istorie a fost că omul a ajuns pe lună. Am venit de la Deva astăzi și frații au lăsat 20 de copii la Suceava. Nu-i invitează, așa-i? Domnul să-i binecuvinteze. Rugați-vă pentru ei. Rugați-vă. Nu-i ce se vede pe YouTube. Nici la predică, nici la cântare. Pe YouTube e numai o oră din cele 20 de condus, cred? Dus întors. Da? Dar ce am să vă spun astăzi e următorul lucru. Că cel mai mare eveniment al istoriei nu a fost când când Domnul a pășit pe lună, ci când Iisus a pășit pe pământ. A venit Domnul să ne caute. În praful acestei lumi, în praful drumului, a venit Iisus Hristos să ne caute pe fiecare dintre noi. Dar vreau să vă spun în această dimineață cum l-a venit pe Iisus. Nu? Că atunci când știi că vine președintele, poate te pregătești, faci curat, să fie totul bine, nu? Și totuși pentru Iisus nu a fost așa. În primul rând, a venit pe Iisus cu o ușă închisă. Cu o ușă închisă. Spune Biblia aici că Maria a născut pe fiul ei cel întâi născut. L-a înfășat în scudece și l-a culcat într-o iasle. Dar de ce cauză? Pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Știți ce mi se pare interesant la România astăzi? Au loc pentru brad, au loc pentru luminițe, au loc pentru Moș Crăciun. Nu mai au loc pentru Iisus. Nu mai au loc pentru Iisus. Într-o zi vin copiii mei de la școală și au zis, tati, suntem supărați pe voi, zice. Pentru că ne-ați mințit. M-am speriat, nu? Să afli că tu ca slujitor minți în gura copiilor, nu e un lucru ușor. E un lucru care te cutremură, nu? Și o să dati, suntem supărați pe voi pentru că ne-ați mințit. O zis, voi ne-a spus că moșul nu există. Și profesoarele ne spune adevărul. Profesoarele ne-a spus că moșul există. Era moșul, era 5 decembrie sau 6, că nu știu cum s-a atunci. Și au zis, o să vedeți că moșul există, ne-a zis către noi. O luat și smulițele, așa au răspălat, nu le-a spălat în viața lor. O mărți în baie, au făcut curat acolo, spălat frumos, le-au pus frumos la geam. Au început să scrie scrisoare, le-au lipit pe geam. Eu m-am dus și am zis, dragi copii, dar cum credeți că o să vadă moșul pe întuneric? O zis, nu știu tu, dar tu ești prea mic pentru lucrurile pe astea. Nu știu tu. Dar nu mi-a spus în mătutarea că există. I-am chemat pe toți copiii la rugăciune. Am zis, facem o rugăciune ca și Ilie când o s-o ruga pe Carmel. Știți cum s-o ruga pe Ilie pe Carmel, nu? Dumnezeu adevărat să răspundă. Nu? Am zis, vreau să vă spun astăzi, i-am spus la copiii mei, că Dumnezeu adevărat va răspunde. Dacă mâine o să fie goale cizmulițele voastre, înseamnă că Dumnezeu există. Suntem de acord. Și că moșul e un mincinos și pe noi există. O zis, suntem de acord, dar există. Știți? Și am zis, bun, eu ne-am rugat. Vreau să vă spun că eu cu soția ne-am rugat liniștiesc. Că cei care sunt de partea adevărului doar liniștiesc. N-ai nevoie de diazepam, știi? N-ai nevoie de probleme, de stres. Ei nu au putut dormi până la 3-4 dimineață. Când s-o trezit și-o văzut că și smulițele goale, știți cum a fost la doi până la a doua zi? Ca și la cântarea aia, lacrimile de durere când se vor sfârșit. Cam așa a fost. Când a văzut că și smulițele goale, au alergat unul după altul până la jucării, să-și pună unul la altul ce smulițe jucării. I-am chemat pe toți, am zis, erau așa un pic ploați. Și am zis, iubiți copii, credeți că tatăl nu putea să facă cum fac alți părinți. Să vă spună că moșul există, mă duc și cumpăr eu și vă pun în cizmolițe. Știți ce mi-a spus? Ne-a pus Dumnezeu în cizmolițe picioarele noastre. Amin. Și nu o dată pe aia, ci în fiecare dimineață când mă scol. Nu? Și mi-a spus, dacă tata v-a fi mințit acum, când v-ar fi spus adevărul, ați mai fi crezut? Iubiții mei, le-am spus la copiii mei adevărul. Și o înțeles. Și acum, nu, anul ăsta nu mai spăla mai rușii. Anul ăsta nu mai spăla, slăvit să fie Domnul care învăța lecția. Dar vreau să vă spun astăzi un lucru interesant. Că cei mai mulți copii din România cred minciuna cu Moș Crăciun. Și adulții nu cred adevărul despre Iisus. Și de ce? Că au loc în casa lor pentru multe lucruri, dar pentru Iisus nu mai au loc. Iubiții mei, haideți să ne întrebăm, nu cumva și inima noastră la fel? Undeva la 130 de kilometri făcut Maria cu Iosif ca să ajungă la Betleem. După 130 de kilometri, când știi că porți în pânticul tău pe Iisus, cred că ți se părea normal ca un hotel de 5 stele să deschide porții. Și nu a fost așa. Următul la ușă și-o zis, ieși afară, nu mai este loc pentru voi. Dacă era pochier, dacă era asta la aia cu pareuri sportive, dacă era să în aia care vă ocupați cu lucruri moldare, nu e loc pentru voi. Dar pentru Iisus nu mai este loc. Și spunea o poezie și astăzi toți trăim printre ei. Și astăzi trăim. Și astăzi tot pe afară.
Aruncă, Doamne, o rază de lumină și raza cu iubire să le dau. Amin. Nu te întreb cum e casa ta, nu te întreb cum e inima ta. Dar gândește-te în seara, în dimineața aceasta, nu cumva fac și eu ca și angelul ăsta. Într-o zi, omul Iisus în Gadara, l-au eliberat pe un om demonizat. Știi ce au spus oamenii din acel loc? L-au rugat pe Iisus să plece de la ei. Iubiții mei, astăzi vreau să rugăm pe Iisus să vină la noi. Amin, amin. Să vină la noi. În al doilea rând, l-am primit pe Iisus cu miros de greajă. Acum nu știu câți dintre voi vă mai ocupați cu animale aici. La țară sau lângă bar sau la bar, dacă regulile sunt așa cum mă, mai poziție animale când vrei, cum vrei. Eu am avut animale când eram copil. La 7-8 ani mergeam vaca în graj. Și-a fost bine, că dacă încep de la zero, o viață e bine. Da? Copiii mei acum când trec pe lângă cineva care are animale, își pun mâna în nas. Prefer să răbare scâtă 2 minute. Că nu le place miros. Nu le place miros. Iubiții mei, vreau să vă spun că l-a primit pe Iisus cu miros de mizerie. De graj. Și mirosul ăla de graj nu simbolizează altceva decât păcatul tău și păcatul meu. Știți ce urât era să păcat? Știți ce urât este să descoperi soția după 20 de ani de căsătorie, că vorbești cu altcineva pe internet? Știți ce ușor, ce glasnic e, ce urât miroase să descoperi fata la 18 ani, către o menție? O să cumperi 20 de spray-uri din real, să dai pe casă, că nu se îndepărtează mirosul ăla. Mirosul păcatului, să știți că e asemănător cu mirosul de graj. E un miros aduare. Astăzi Iisus Hristos poate să facă o minune în baș. Nu știu cum miroase în casa ta. Am văzut case în care miroase în bergă în bir. A Carpați, nu ca și mulți Carpați, că înțeles, nu? A Marboră. Am văzut case în care miroase a pornografie, a imoralitate. Într-o zi dat, Iisus trezit dimineața, s-a spălat și te mai mirosea. Și-a scris un salm, de salmul 51, și-a zis, Doamne, spală-mă tu. Dar de ce dacă îi domnim o dat, nu zice, eu m-am spălat. Dar cu șampon din ăsta, de la Head & Shoulders, nu este crima care a făcut-o cu Urie. Zice David, de când am băgat aici în vestonul Urie scrisoarea, aia de moarte, nu mai am pace. Psalmul 51:2. Nu mai am pace. Nu mai am bucurie. Iubiții mei, avea David armate mari, avea David teritorii, avea David cetăți. Și în psalmul ăsta nu a zis, Doamne, ai grijă nu cumva să pierd o cetate. A zis, Doamne, uite-te la mine și nu mă lăsa să pierd bucuria mântuirii. Aleluia! Iubiții mei, știți ce m-a rugat în ultimele săptămâni? Să nu mă lasă Domnul să pierd lacrimile din biserică. Să nu mă lasă Domnul să pierd cercetarea de la rugăciune. Să-ți pierzi bucuria la cântare. Mai aveți lucrurile astea, mai avem? Atât de ușor le putem pierde. Vine păcatul cu... Uitați-vă să vedeți, dacă simți un miros urât în casă, poți să stai la masă, pisorul peste picior? Poți să mai stai întins pe colțar sau pe terapia? Nu mai poți să faci nimica. Bă, zice, vreau să mă scap de mirosul ăsta, că miroase e gros, nu? Și încerci să vezi de unde poate să vină și să-l scoți afară. Iubiții mei, ne cheamă Domnul astăzi să dăm la o parte păcatul din viața noastră. Noi dăm vina pe aia că l-au primit în graj, dar exact la fel și facem noi astăzi în România. Tot în miros de graj dătuim pe Iisus, tot în păcate mari, tot în probleme. Să știți că timpul nu rezolvă păcatul. Că dacă timpul rezolva păcatul, nu ar fi vizit Iisus Hristos. Asta de vorbă cu cineva care își luatea zepară în fiecare seară. Și am întrebat pe Doamne, era o Doamnă în jos. De ce nu puteți dormi? Și-a zis Iisus, Hristie. Domnul cumpra 40 de ani, am făcut 2 avorturi. Și acum când închid ochii, mi-apar copiii ăia în vis. Și îmi zic, ne vedem la judecată. O zis, cum să dorm? N-am cum să dorm. Îmi iau diazepan să dorm. Și i-am spus că suntem lui diazepan. Soluția jertfa lui Hristos. Aleluia. Care ne poate curăți de păcat. 3. Și spun la mine pe Iisus, iubiții mei, cu săbile ascuțit. Cu săbile ascuțit. O zis Iod, și dacă o să vă uitați în Matei capitolul 2, o să vedeți că de 3 ori apare cuvântul închinare. Odată îl spun magii. Unde e împăratul de glorie născut? A venit să ne închinăm. Închinarea ca și intenție. O zis apoi Irod, închinarea după buze. Spuneți-mi și mie să mă închin și eu. Și 3. Închinarea ca și fapt. Când ajung magii și se proșteră înaintea lui Iisus. Și Irod, când auzi că este un împărat care se naște, avea undeva la 20 și ceva de ani. O zis, mie nu-mi trebuie pe nimeni
să concureze cu mine. Nu. Și o zis către slujitorul lui, după ce pleca margii, pregătiți săbile, ascuțiți-le bine. Și spune istoria care a fost omorât între 10 și 20 de prunci. Așa e că vă pare rău după pruncii aia. Dar după 21 de milioane de copii avortați în România din 60 până astăzi, vă pare rău. Să scuzați de Hristos, slăviți să fie Domnul, eu n-am votez. Prin simplu fapt că nu vrei prunci și că respingi copiii, și ăla e un păcat. Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur, părinții ai bisericii, 10 ani interziceau femeilor care se opuneau să accepte prunci prin diferite ceaiuri care le luau. 10 ani interziceau să ia cină. 10 ani. Acum, dacă faci copii, e judecat de aia care nu faci. La voi nu e așa, la voi în zona aici. Mă duc în Kaufland cu 5 copii și fac cruce oamenii când mă văd. Vor să-și facă toți poze cu ei, dar să-i crească nu vrea nimeni. Știți? Nimeni nu vrea. Cam vrea să vedem unde a ajuns Iosif, prim-ministru, dar drumul lui Iosif până închisoarea 12 ani, vrea acum 10, nu vrea. Nu vrea. Iubiții mei, nu știu, dacă știu la voi aici în zonă, în Sărbile ascuțite. Mă uit la fetele mele, când le-am înscris la școală, clasa 1, clasa 0, noi suntem comuna vețelă. Comună cu 11 sate. 3.000 de familii în cele 11 sate. 3.000 de familii. Și când ne-am înscris la școală, au zis diriginta, o să facă 3 clase într-una. M-am speriat, cum să facă 3 clase într-una? Păi zice, clasa 0 sunteți 4 copii, în clasa 1 a 3 și în clasa 4 a 12. Din 3.000 de familii. Nu ne mai trebuie prunci astăzi. Nu ne mai trebuie copii. Ne trebuie berex și pe pisică. Ne trebuie să creștem căi și pisici. M-am mutat în Lidl, acum 10 ani, nu găseam mâncare de câini aproape deloc. Acum e mai mare raftul pentru mâncare de câini decât pentru mâncare la copii în Lidl. Eu am verificat personalul ăsta. Pentru că trăim într-o lume, dragii mei, care va fi la reservile ascuțite. Vreau să vă spun astăzi și să vă rog frumos să băgați sabia în teacă. Petre, bagă sabia în teacă. Nu? Și în ultimul rând, dragii mei, l-am primit pe Iisus, știți cum? Cu întuneric. Cu întuneric. Spune Biblia în Isaia 9 că peste țara lui Zabulon și al lui Neftali domnea întuneric. Nu știu, dar am observat tare mult oameni la care le place întunericul. Sunt ca și liliecii. Le plac peșterile. Știți ce spune Domnul Iisus la un moment dat? A făcut din casa mea o peșteră de tâlhar. Știți ce lipsește în peșteră? Oxigenul. Făcut merg mai adânc în peșteră, nu mai e aer. Oxigenul. Oxigenul, respirația, rugăciunea respirată a sufletului. Biserica din care lipsește rugăciunea e ca și peștera. Apoi din biserică știți ce mai lipsește? Lumină. E întuneric în peștera. E peste. Atunci o să găsești lilieși pe acolo, pe fel și fel de pereți ai peșterii, sunt fel și fel de lilieși. Pentru că la lilieși le place întuneric. Iubiții mei, ne cheamă Dumnezeu astăzi să ne verificăm viața. Nu cumva e întuneric și în inima noastră. Nu cumva e întuneric și în viața noastră. Spunea Domnul Iisus că erau categorii de oameni care iubeau întunericul și nu vreau să iasă la lumină ca să le se vadă faptele lor. Doamne, împrăștie întunericul de peste Balș astăzi. Amin. De peste Oltenia, de peste România. Amin. Dragii mei, trăim într-o așa de mare întuneric. Ne mai întreabă oamenii, mă, ce trebuie tânărul cu o să mergeți la biserică? Revol, nu vă înțeleg, zice. Noi mergem la Paște la Crăciun, zice. E ca și cum ne mai duce acasă numai la Paște la Crăciun. Așa e că mă înțeleg bine cu nevastă mea, dacă mă duc de două ori aia. Nu? Am observat, sunt biserici care vin oameni numai dacă faci banner pe WhatsApp. Dar să observă lucrul ăsta. Dacă faci anunț, că vin musafiri. Păi iubiții mei, de seara pe la 11, când o să mă îndrept spre casă, eu nu o să întreb pe soția mea, dragă, avem ceva musafiri, că altfel nu vin acasă dacă nu avem musafiri. Avem ceva musafiri. Păi eu cu soția n-am făcut legământ, dacă ea e acasă cu copii, eu mă duc acasă, nu? Eu am făcut cu Domnul legământ. El e prezent aici în biserică. Că vin frate Sturgariu, că nu vin, nu mă interesează lucrul ăsta. Vine Domnul tot timpul. Aleluia. Și atunci nu mă duc la Paște, la Crăciun, mă duc și marți, mă duc și joia, mă duc și duminică, când aveți fiecare biserică la program. Pentru că atunci când vine Iisus Hristos, se împrăște întunericul. Slăviți să fie în numele Lui. Merem la a doua parte mesajul. Ne uităm și la cealaltă zi, trebuie neapărat să plec la 12, să nu îndarat undeva. Dar să știți că nu aveți nevoie de predispunți. Că știu că de-abia așteptați să ieșiți, să puneți în practică ce ați auzit. Că suntem toxă de predici.
Suntem două, sau suntem așa cu capul mare și cu trupul mic. Iubiții mei, ne-am uitat cum l-am primit pe Iisus. Haideți în a doua parte să ne uităm ce ne-a dus Iisus. Ce ne-a dus Iisus. Că dacă pe un vecin de-a tău, nu dacă sunt de-a doua oară. Și totuși Iisus Hristos când a venit, mi-a dus o ușă deschisă la spre mântuire. Slăviți să fie numele Domnului. Iubiții mei, Apocalipsa 3 cu 8 spune Biblia către biserica din Filadelfia, spune Domnul Iisus, ți-am pus înainte o ușă deschisă. Mă bucur să văd la biserica din Paș, ușa deschisă. Mă bucur să văd la Tiefa, la Dumnezeu, încă ușa deschisă. Aleluia. Știți ce vor să facă progresiști, verzi? Știți ce vor să facă cei care vin acum mai nou să conducă Europa? Să închidă bisericile și să le transforme în bală. Am fost în Anglia, fratele Gore știe, în Irlanda ce vei, și alții care au fost, au transformat o grămadă de biserici în cazinouri, în ABC-uri, magazin mixt. Iubiții mei, ne-a mai pus Domnul încă în România ușă deschisă. Haideți să profităm de lucrul ăsta. Au o impresie că, auzi, eu mă duc la biserică ca să mă vadă păstorul. Iubiții mei, eu mă duc la Kaufland ca să mă vadă managerul la Kaufland. Eu mă duc la Kaufland să-mi cumpăr mie mâncare. Că femeia aia care e la Kaufland, tot același salariu să aibă. Și dacă nu mă duc, și dacă mă duc. Înțelegeți? Au un interes dacă vin la biserică, și eram undeva în America, nu vă spun unde, și au zis, mă, dacă vine păstorul, e full biserica. Dacă nu vine păstorul, jumătate biserică nu vine. Undeva la 400 de cei undeva. Nu vine. Dar pe ce nu vine? Păi zice, dacă nu vine păstorul, de ce să mă duc? Iubiți-ne, păstorul cel bun e prezent aici. Și încă ușa deschisă. Și ce înseamnă să deschidă ușa la crăpățire, că răspunde la noi în zonă? Un pic, mă să uit un pic, nu? O zis, Domnul, eu mă deschid o ușă la spre mântuire. Și acolo, la Calvar, pe cruce, cu mâinile întinse, e cea mai bună imagine, că cerul s-a deschis pentru noi. Te întreb astăzi, profiți de ușa asta deschis? Mă uit la pildă celor 10 fecioare. 5 au intrat, 5 au rămas afară. Ascultați-mă. Vine o zi când cel care a deschis ușa o închide. Și ascultați-mă, cel care închide ușa, când o închide, nimeni nu poate să deschide. Și când el deschide, nimeni nu poate să închide. Doamne, te rog din toată inima, mai ține ușa asta deschisă. O ușă deschisă pentru mântuire. O să vedeți că la unii ușă deschisă pentru mântuire înseamnă nu se arată evangelizare, alții nu. Alții vor neapărat cu smurdul. Alții se pocăiesc după ce au pierdut sute de mii de euro. Spunea un prieten din copilărie care a fost câțiva ani în lume Cristi, după 500 de mii de euro băgați la păcănele, băgați la pariuri sportive, băgați la jocuri, m-am pocăit și eu. Am pierdut 500 de mii de euro și am pierdut 10 ani în viață. Au zis Cristi, îmi pare rău după banii ăia, că puteau face multe lucruri pentru Dumnezeu cu ei dacă era lângă Domnul. Dar știi ce îmi pare rău? Cine îmi dă ea 10 ani înapoi? Iubiții mei, ce frumos, ce frumos e să spui ani în vieții tale la dispoziția lui Dumnezeu. Dar nu poți să faci asta decât dacă te-ai întâlnit cu Iisus Hristos. Doamne, mai coboară în biserică în ziua de astăzi. Aduc aminte că în urmă peste 30 de ani în America citeam mărturia aceasta și chiar omul respectiv care a trăit a scris-o și spunea el într-o zi, am primit de la șeful o scrisoare de la servici și mi s-a spus clar că nu mai e nevoie de mine la servici. Însă ce nu știa șeful era că eu aveam casa luată prin bancă, aveam mașina luată prin bancă, aveam aparate casnice luate prin bancă și eu depindeam de salariul ăla. O zis, când am văzut scrisoarea asta, am îngălbenit la față. Mi-am dat seama că câteva săptămâni trebuie să predau casa la bancă, trebuie să predau mașina și o să pierd tot. Și o zis, mi-am luat copilul și soția, m-am urcat în mașină și o zis, la ieșirea din sat de la noi, era o curbă de 90 de grade. Și am zis, mă duc 110 ceva la oră și nu mai țin curbă. Mă duc înainte. Că soluția pentru unii la disperare, știți care? Să-și ia viața, altă soluție nu. Soluția pentru alții la disperare, e să-și încredințeze viața lui Dumnezeu. Amin. Și să zică, Doamne, eu știu că toate lucrează spre binele meu. Și cancerul poate să lucrează spre binele meu. Și incendiul care a fost la mine la casă, a lucrat spre binele meu. Și toate. Dar omul ăsta, nefiind cu Dumnezeu, nu a văzut lucrul ăsta. Și-a mers, s-a oprit la un magazin mix, să ia niște dulce la copil, că a zis, mă, eu nu-i vinovat de prostie care vreau eu să fac. În timp ce stătea acolo la coadă, în spatele lui a venit un păstor. Păstorul abar nu avea cine în fața lui la rând.
Dar păstorul a auzit o voce și vocea i-a spus așa: ia toți banii care i-ai în buzunar, dă-i celui din fața ta și spune așa: Iisus te iubește. Când nu te mai iubește șeful, când banca vrea să-ți ia ce ai, când toți oamenii te ignoră și te părăsesc, este cineva care te iubește. Aleluia. Păstorul a băgat banii în buzunar, l-a bătut pe omul și a spus: nu te întoarce, că eu nu sunt eu important. Dumnezeu e important. Și Dumnezeu ăsta mi-a dat un semn și mi-a spus așa: să-ți dau banii ăștia și să spun că Dumnezeu te are în vedere, te iubește. Și păstorul nu mai avea bani la el, nu avea de ce să mai stea la rând. S-a întors și a plecat. Au trecut câțiva ani. Și a fost o conferință mare în America. Și la final, după ce au plecat toți, în hol era un bărbat care plângea. Păstorul care a fost gazda conferinței, a stins becul, i-a apucat ușa și când a ieșit în hol, l-a văzut pe omul ăsta că plângea și a zis: de ce plâng? Și a zis: domnul pastor, zice, eu nu vă cunosc după față, dar de când am intrat aici, la vocea dumitale mi-era cunoscută. Spuneți-mi, vă rog, nu cumva dumneavoastră ați fost într-un magazin acum câțiva ani și eu spun ce s-a întâmplat. Și a zis: păstorul, eu am fost. A zis: vreau să vă îmbrățișez. Vreau să vă mulțumesc. Că prin faptul că v-ați deschis gura pentru mine în ziua aceea, am găsit pe Dumnezeu. Am găsit mântuire. Nu banii au fost importanți care mi-ați dat. Că am văzut că mulți vor banii pocăiților, dar nu vor Dumnezeu pocăiților. Nu știu cum e la voi, este Domnul. Dar cred că Dumnezeu vorbește acum. Amin, amin. Când e vorba de primi pachete, am văzut și la Deva, n-ați văzut și la voi la Vaslui, și în Ordenia. Când e vorba de primi pachete, toți vor avea să primească. Iubiții mei, eu nu vreau buzunarul lui Dumnezeu, eu vreau pe Dumnezeu. Amin. Că dacă vreau buzunarul lui Dumnezeu, când El nu mai dă, înseamnă că mă duc apoi în discotecă. Nu? Și a zis, domnul pastor, zice, m-am dus, am luat ulei, zahăr, tot ce am pune voie în casă, m-am dus în mașină, am luat mâna soției în brațe și m-am cerut iertare, mi-am luat copilul în brațe și m-am cerut iertare. O trebuie să predau casa și mașina, că am pierdut tot. Dar ziua când am pierdut tot aici, am câștigat cerul. Am câștigat rai. În această dimineață, ascultă-mă, nu știu ce ai pierdut în viața asta. Am văzut oameni care și-au pierdut sănătate. Am văzut oameni care și-au pierdut soția pentru că pleca cu altcineva. Am văzut oameni care și-au pierdut casa. S-au băgat niște datorii groaznice și au venit banca peste ei. O zis Traian Dorș după 17 ani de închisoare: câtă vreme n-am pierdut credința, n-am pierdut nimic. Asta e credința care avem, iubiții mei. Că Iisus Hristos a venit pentru noi în lumea noastră. Nu să ne aducă un trenuleț de Crăciun, o mașinuță, un brăduleț, ci să ne dea cerul. Niciodată președintele României nu o să facă lucrul ăsta. Nu o să zică că împart toate aceste case care le-am la Sibiu cu voi din Balș. Nu o să facă asta. Că omul e om. Și nu am pretenția că să fac asta. Dar cel care a spus că eu sunt dragoste, o zis: vreau să împart cerul cu voi. Aleluia. Ești gata asta sau ce tu s-a deschisă? De câți ani îți vorbește Dumnezeu? De câți ani tot am fost cu predici? Mă trece la o poză de zi, Cristo zice: uite aici, ceva interlop în Anglia care ascultă predici cu tine. Erau berea, țigările și LCD-ul. Zice: mă, le place foarte mult cu predici. Și au zis: dacă le place, să copiază. Nu au zis, le place că le spui așa cu față. Iubiții mei, eu când mă duc în Kaufland, nu mă uit, băi, ce frumos, cu de porc. Că degeaba îmi place mie acolo, că nu pot să mă duc la copiii mei acasă, le dau un like-ul, care l-am dat la codet de porc. Sau la sandwich-ul, nu? Eu trebuie să cumpăr uleiul la zahăr, o să duc acasă. Iisus Hristos și-a făcut parte, o cumpărut pentru noi. Acum trebuie să-ți faci tu parte și să-l primești în casa ta. Doi, ce mi-a adus Iisus Hristos? Miros de cer. Miros de cer. Noi l-am venit cu miros de graș. El mi-a adus miros de cer. Nu? Nu știu, m-ați gândit oare cum miroase cerul? Ați intrat vreodată într-o casă nouă, să vedeți cum miroase o casă nouă, tot timp nouă. No. Casa aia e 0% pe lângă cer. Gândiți-vă cum miroase cer acolo, fără păcate, fără fățărnișie, fără invidie, fără minciuni, fără minciunele, fără lucrurile astea. Cum miroase oare cer? O venit Iisus Hristos să aducă cer în familia ta și în familia mea. Iubiții mei, familia care are un bol de cer aici, va avea cerul trept dincolo. Cum miroase în casa ta? În Luca 7 spune Biblia că Iisus Hristos a fost chemat într-o casă de cineva care nu l-a vrut ca domn, nici ca păstor, numai ca musafir pe Iisus. Ca musafir. Și s-a lăudat. Vă zice, știi cine linează la noi? Iisus. Numai că pentru el era ca musafir. Și în timp ce stăteau acolo la masă, și dădeau cu
își dădeau cu părerea cu privire la fel și fel de chestii teologice și fel și fel de lucruri, m-a intrat o femeie păcătoasă. Și au zis că pentru mine Iisus nu-i musafir, pentru mine Iisus e Mântuitor. S-a plecat acolo, o plâns, o spar vasă cu alabastru. Știi cum? Știți cum mirosea în casa aceea în Luca 7? Mirosea a judecată, a bârfă. Se uitau ăștia dacă știi cine e asta. Iubiții, nu știu cum mirosea în casa voastră astăzi. Dar spune Biblia că atunci când femeia păcătoasă a spart vasul de alabastru, toată casa s-a umplut cu mine. Atunci când vine parfumul lui Iisus în casa ta, se simte și în baie, și în bucătărie, și în living. Am văzut oameni care îl țin pe Iisus pe hol, ca și când vine poștașul cu pensia. Îl ții pe hol, îi dai 2 lei, când o spui, o pleca. Nu mai țineți pe Iisus pe hol. Lăsați-l să vină în casă. Amin. Să vină în fiecare cameră. Că și fata ta care are camera separată, poate sau băiatul tău, are nevoie de întâlnire cu Iisus, nu? Avem nevoie, iubiții mei. Oamenii au impresia românică aici, pot să facă ce vor și când o să moară, îi duce Dumnezeu la rogul cu verdeață. Nu e adevărat. Dacă n-am avut cer în casa aici, nu o să am nici dincolo, de ce? Nu? Dacă aici l-am avut pe Iisus, o să zis Pavel de Tesaloniceni, o să fim totdeauna cu Domnul. Doamne, ajută-ne la asta. Amin. Era în 2011, dacă nu greșesc. 2010-2011. Și cineva mi-a dat 200 sau 300 de lei. Și a zis, Cristi, eu n-am timp să mă duc. Du-te, tu ia ceva cumpărător și du-te și du-i unde vrei tu cumpărăturile alea. Și m-am gândit la sora Marica din Pâncoră. Era bună prietenă cu părinții mei. O cunoșteam de ani de zile. Venea pe la noi în casă destul de des. Pentru că timp de 10 ani soțul ei a făcut naveta de la Pâncota, 50 de kilometri, aproape 60, de la Pâncota la Arad. Soțul ei era bolnav și facea dializă luni, miercuri și vineri. Din cauza că soțul ei era bolnav și 10 ani nu a putut să lucreze, familia asta cu 7 prunci, au intrat într-o sărăcie cruntă, pământ pe jos în casă. Apă care curgea în tavan. Condiții foarte grele, foarte grele. Și m-am gândit, mă, soțul ei cred că muște de câteva luni, nu mai știu, 2011 când a murit soțul ei. Și m-am gândit, hai să mă duc la sora asta. Am umplut două plase din Real sau din Kaufland cu cumpărături. Și mă gândeam nemernicul de mine, păcătosul de mine, mă gândeam pe drum cum să îi dau plasa fără să mă deranjeze mirosul din casa ei, că mirosea igrasie. Știți? Mirosea igrasie, mirosea... Știți când plouă pălutul ăla care e pe jos, cum poate să miroase? A condens. A mucigai. Și am zis, fac eu cumva să fac așa, să o las cumva, nu știu, să-i las așa o mână la poartă sau la intrare, cadourile. Plasele alea cu alimente. Nu știa că Dumnezeu vrea să-mi iau o lecție în ziua aceea. Că și noi avem nevoie de multe lecții. Amin. Și m-am dus și am strigat sora mare, dar nu, am văzut că nu iese la poartă. M-am supărat un pic. M-am dus înăuntru, în curte, am strigat-o, nu ieșea nimeni. Știam că e acasă. Se vedea clar că ușa deschisă la casă, poarta era deschisă. Am intrat în cameră și când am intrat în cameră, m-am uitat în dreapta. Și am văzut o mamă cu 7 copii, care citea din Biblie. Copiii erau mutați pe genunchi, numai ce se ridica să dă pe jos. Și stăteau pe patru lângă altul. Nu o să uit imaginea asta până să mor. O mamă cu 7 prunci, care stă de vorbă cu Dumnezeu. Într-o casă în care n-am vrut să intru. Am intrat în cameră și am zis, sora mare, că vă strig pe câteva minute la poartă. De ce nu ieșiți? Și-a zis Cristi, că mă cunoșteau bine, zis frate Cristi. Tot ce mi-a rămas e cerul. E Dumnezeu. Tot ce mi-a rămas în viața asta, nu e pământul ăsta. O să-ți vezi prunceri, o fiecare din ei, în vis de noapte, Dumnezeu mi-a spus ce nume să le pun. M-a anunțat Dumnezeu cu luni înainte că o să mai dea un copil. Mă uitam la noi că suntem săraci, unde o să-i cresc, ce o să fac cu ei. Am zis, Doamne, dacă așa vrei tu, mai dăm. Că vocații nu le trebuie la cel mai jos. Jumate ar face dacă ar putea, nu. Și-o zis, îi vezi pe toți șapte, frate Cristi. O căzut pe mine toată responsabilitatea să-i cresc. Toată. O zis, n-aș vrea să-i cresc pentru ea. Ca să crești 7 copii și cu partenerul copii lângă tine, nu-i ușor, să știți. Nu? Nu-i ușor. Și-o zis, soțul meu a plecat. M-a lăsat aici, sigur. Așa vă rog. Dar au zis, eu îi strâng în fiecare seară pe copiii ăștia. Și le spun de Dumnezeu. Și
Să zic, dacă vă strigă primarul sau tu sau oricine și nu mai trebuie să facă. Pentru că sunt în audiență, cu Lui Dumnezeu. Am plecat în mașină și am început să plâng și am plâns zilnic la medic. Și știi ce m-a spus Domnul atunci? A zis, în casa asta miroase a cer. M-a făcut de tare. Nu mă făcut de ce m-a spus Domnul, m-a făcut de pentru că la mine în casă era gresie și parchet. Nu era condens, nici mocegai. Și Domnul nu mi-a spus niciodată că miroase a cer în casă. Și în casa asta unde eu nu dau 2 lei. Unde n-am vrut să intru, nu-i merg nicu de mine. Să nu mă deranjez la nas. A intrat Iisus înainte. Am fost acum, pe două luni, la Pântcă Taiară. Am fost la binecuvântarea unei nepoate de la Sora Maria. Și am văzut-o pe Sora Maria în biserică. Au trecut ani peste. Au mers de multe ori la castraveți în Germania și au rămas cu peisele acasă. Oricum plecat în lume. L-am văzut tot acolo pe bancă, cu Biblia în mână, tot lângă Dumnezeu. Și-a zis, frate, că zis, mulțumesc, ai niște bani. Nu zis, am nevoie de bani, conform ce mai am văzut. Nu zis, am nevoie de pachet. Dar au zis, știu ce mult am avut nevoie de el predică. Știu ce mult am avut nevoie să mai simțim pe Dumnezeu aproape de noi. Că zis, așa nu este de un prunci în lume, așa de ușor pe tablete, pe internet. Și-a zis, tot ceea ce ar putea să mai salveze, e prezența lui Dumnezeu. Aleluia! Închei punctul ăsta și vă întreb cu smerenie, cu simplitate. Cum miroase în casă voastră? Acolo unde e invidie, unde e ceartă, pismă, n-are cum să miroase acel. N-ai vrea de astăzi să spui, Doamne, în casă mea vreau să miroase acel. Trei. Ce a pus Iisus? Noi l-am venit pe Iisus cu slăbile spuse. Cine mai a dus El? Pace. Pace. M-am tot gândit dacă era Mozart sau Beethoven și cineva să scrie o piesă la corul de îngeri care a cântat pe câmpia Betlehemului. Ce piesă i-ar vrea să scrieți? Nu știu ce ar fi scris. Băi, dar cântă îngeri, nu? Să sune ceva interesant, să fie ceva extraordinar. Știți ce-o cântat îngerii? Pace pe pământ. Între cine? Între China și Rusia. Iubiții, ne ascultați când vreau să vă spun astăzi. Iisus Hristos a spus, nu vă dau pace mea cum vă dă lumea. Știți cum e pace între America și Rusia? Cu bombe nucleare ascunse în oceană. Așa e pace în multe familii. În bătaia bunului, în masă, cu amenințări, vezi dacă divorțezi de mine, ieși în stradă. Așa e pace. Nu e pace. Nu e pace. Acolo unde e pace, renunțare, e smerenie, e capul plecat, e călcarea peste eu meu, tu calci peste a tău și putem trăi împreună. Nu? Pace între oamenii plăcuți Lui. Cea mai mare tragedie din univers e să n-ai pace în casă. Am vorbit cu zeci de familii care au divorțat la noastră. Și la cele mai multe nu s-au putut face nimic. De cei mai mulți vin la față și spun și știe spun ce vorbesc când au metastază. Ar trebui să mergi să zic când ești răcit deja, nu? Să-ți iei medicamentul. N-aș te spune... Și ce mă spun cei mai mulți din cei care au divorțat? Nu au zis, auzi, au divorțat pentru că nu l-am iPhone 3. Nu. O zis, domnul pastor, nu mai am pace în casă. O zis, că am iad în casă. Iad. Iubiții mei, cel care poate transforma iadul în rai, e Domnul Iisus. Chiamă-L în casa ta astăzi. Și o să-ți aducă pace. Și ce scrie pe certificatul lui de naștere în Isaia 9:6? Domnul al păcii. Slavă. Univor pace. Ascultați-mă, nu confundați liniștea cu pacea. Eu pot să mă duc acum retezat, stau la o cabană, mă uit frumos pe geam, văd cu minge, am liniște. Aia e liniște. Pacea e una și liniște reală. Liniștea îmi dă peisajul. Pacea nu mă Dumnezeu să poate. Am întâlnit oameni mari în România asta, care și-au făcut cabană la munte. Și-au mers acolo și-au zis, am liniște, dar n-am pace. N-am pace. Că subțelul nu vreau să vină cu mine. I-au plecat cu altcineva în consiliu. Cum să am pace, zice. N-am pace. Am băgat 1 milion de euro în cabana asta și n-am pace. Iubiții mei, ca să ai pace, trebuie să vii la cabana. Să vii la acolo. Era 1916 anul și era ajunul Crăciunului. Și pe un front din Europa stăteau față în față englezii cu nemții. Și un englez mai întrăzmeț a zis către colegii lui, către soldați, către camarazii lui, mă zice, e seara de ajun. N-ar trebui să ne oborim acum în invazie, că e seara de ajuns. Și unul dintre ei mai îndrăzneț, a ieșit afară
fără nimic la el, fără o grenadă, fără o mitralieră. Când o văzut nemții curajul ăsta, au zis, mă, nu putem să tragem, înseamnă că omul ăsta avea ceva. Și au început să strige că e Christmas, că e Crăciun. Și au început și nemții să-și lase acolo mitralierele, puștile, trașei, au început să iasă și englezii și nemții. S-au îmbrățișat pentru câteva ore, au mâncat din conservele celorlalte de lângă el. Au cântat colinde împreună. Numai că au venit în dimineață. Și dimineața, ordinul a fost ca fiecare să meargă în tranșeu și să tragă unul în alții. O zi gata cu Crăciunul, zice. O trecut sărbătoare. Știți că așa e la cele mai mulți oameni. Când am pus actele pentru asociație, am fost la Deva, la cineva, la un avocat. Și am zis, doamne avocat, e aproape Crăciunul. Sper că vă prindem mai liber acum și puteți să lucrați pentru noi mai mult, că aveți un pic de lucru la dosarul nostru. Acum am zis, mă, de nașterea Mântuitorului, oamenii nu mai umblă în tribunale. Și au zis, domnul pastor, zice, domnul Cristi, stați liniștit că nu e adevărat lucrul ăsta. Au zis, clienții mei au o vorbă, Crăciunul vine și pleacă, eu trebuie să-mi recuperez pământul. Asta e care. Dar el ca și mine, 2 metri să aibă. Știți? Întrebarea în ziua când pleci de aici, nu e cât pământ ai, ci cât cer ai. Cât cer ai. Și mai este o întrebare. Întrebarea nu e de ce au murit. La orice mormântare, vă nu mă văd pe asta. Mă, dar de ce de COVID? De pancreatit, de diabet? Nu. Întrebarea alta. Pentru ce o trăit? Păi o trăit pentru droguri, o trăit pentru ceartă, o trăit pentru invidie, o trăit pentru grese și faianță, o trăit pentru afaceri, o trăit pentru o poziție socială. De aceea frumos ar fi să zică, o trăit să facă haine la sărat. Ca și David, nu? Au văzut să fugă și odată David a întrunzit în biserică și au văzut că fetele crescuseră și fustă, dar nu mă ascultă. O zis, David, la facă, nu mă domnul meu. O zis eu, nu? Că dacă a murit David azi, ne-am bucurat, nu? Doamne, fel să mai fie din nu? Iubiții mei, știți că cine are ac și ață, are parte de înviere. Cine are numai ac, nu are parte de înviere. Ca pe mine. Ca pe mine. Te cheamă Dumnezeu astăzi să lași pace în urmă. Și în ultimul rând și cu asta încheie. Știți ce ne-a mai adus Iisus Hristos? Noi l-am așteptat cu întuneric. El ne-a dus lumina. O zis în Isaia 9, păzățara lui Zabulon și alunecarii, răsare o mare lumină. Lumină. Ce frumos e să vezi de astăzi. Să vezi în soția ta darul lui Dumnezeu. Aia înseamnă să ai lumină, nu? Să vezi în slujitorii de aici, oamenii care au Dumnezeu ridicat, să vă slujească vouă, fără niciun interes. Nu? Să vezi în vecinul de lângă tine un om pentru care a murit Hristos și să-l chem la biserică. Dar să fii mai întâi un exemplu pentru el. Că dacă îl chem și nu ești exemplu, o să zică, nu mă duc acolo ca să fiu ca tine. Multe predici ne-au stricat nouă mulți. Am putut să arată multe ori degeaba. Că mulți nu au trăit ceea ce pretendeau că sunt. Iubiții mei, că dacă demontez de acum de aici un bec și îl duc în Peco, în Craiova, becul ăsta luminează și acolo, așa-i? Normal că luminează. De ce unii creștini luminează numai în biserică și afară stăciune? De ce? Sunt negri. Nu? Nu. Dacă o zici Domnul Matei, eu sunt lumina lumii, dar apoi o zici și voi sunteți lumina. Dacă sunteți conectați la sursă, la mine, voi puteți lumina. A fost undeva în România și îmi spunea un frate care m-a invitat Cristi, jumătate din biserica de aici, s-a pocuit datorită bunicului meu. Nu a fost mare predicator, nu a fost mare proroc, nu a fost om cu bani, nu a fost nimic. A fost un om simplu. Dar avea o mărturie deosebită. Deosebită. Și-o zis, jumătate din biserică ei. O zis, când a murit bunicul meu, și-a luat tot satul liber de la servici, ca să vină la voluntar. Aia înseamnă că a rămas o lumină, mă rog. Doamne, mai lasă lumina ta peste noi astăzi. Amin. Închei cu o poezie care spune viața Domnului Iisus în câteva versuri și vreau să meditați la ea. Și poezia spune, și a fost Iisus copil, fără leagă, fără slavă. Și în ființa lui firavă au pătruns fior de ger. Și a fost Iisus copil, ca să aibă toți copiii Tatăl în cer. Aleluia! Și a fost Iisus sărac. Se uitau cu milă bacii, cum i-au deau pe față macii. Cel mai trist dintre copii. Și a fost Iisus sărac, ca să aibă toți cracii. V-ați gândit că atunci când se juca cu cuiele alea la taică sau în întâmplărie, într-o zi s-o uita și-o zis, cuie ca și astea, să mă pună pe lemn. V-ați gândit că atunci când Iosif făcea curii în deaua și mai făcea un dam sau o ușă, se uita Iisus ca și copilul la lemnul ăla. Și știa că într-o zi
O să fie întins pe ea. Pentru tine. Aleluia. Amen. Slavă-ți, Iisus. Pentru aia, oamenii vor anunți în ziua judecății că Iisus a făcut tot. Și ei nu a făcut nimic. O să fie plin iadul de oameni pe care Iisus i-a iubit. Că nu e suficient să te iubească Iisus. O plecat în roboga și spune în Marcul 10, dacă nu greșesc, că atunci când în roboga o plecat, Iisus zice că l-a iubit. Dar nu e suficient să te Iisus te iubească. Trebuie să-L iubești și după aia. Și a fost Iisus flămând și plângea din albul pânzii cum plâng mie în zorul pânzii, cu al lor ochii înrăurați. Și a fost Iisus flămând ca să fie toți flămânzii săturați. Și a fost Iisus un miel ce-L pândeau pe afară rei și din culmile iudeii și în pustiul arzător. Și a fost Iisus un miel ca să aibă în El toți miei un păstor. Aleluia, și ultima strofă spune ceva ce nu se le placă. Și a fost un rob Iisus. Nu îmi place să fim stăpâni, șef, patron, businessman. Și ce puțin român mai vor să fie robi. Pentru aia, numai aia care se închină devin robi. Nu aia care citesc Biblia, că și farisei și cărturarii știau Biblia pe de nostru. Dar numai 7 km până la Betlehem să se închine. Ca să nu știți relațiile cu Irod. Unii dintre voi nu vreți să vă pocăiți ca să nu vă stricați relațiile cu nu știu care din vară. Ascultați-mă, ziua judecății, relația cu Iisus va conta. Aleluia! Și a fost un rob Iisus. Sus, slujind împărăția jos, la Iosif și Maria. Lumii întregi s-a dat răpus ca să avem și noi robie și înfierea lui Iisus. Slavă Domnului!